Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De când am mai avut noi o știre din Arabia Saudită? De niciodată, cred că nu cred că am avut. Da. Arabia Saudită se gândește să elimine pensionarea la 45 de ani. Nu-mi da vestea asta. Este o prigoană. Pe mine nu mă mai interesează oricum. Deci, e o prigoană, băi, e o prigoană mondială împotriva pensionarilor, special numai noi. Adică noi cred că o să fim ultimii păstrători ai acestei tradiții frumoase, pensionarea la 45 exact. De ani. Avem relații bune cu Arabia Saudită și ducem tradiția mai departe. O să ceară saudiții cetățenii aici ca să se angajeze la statul nostru, să pensioneze și la 45 de ani. Deci în această țară, o treime dintre cetățeni se pensionează la această vârstă, după 20 sau 25 de ani de muncă. Măsura ar putea reduce totuși sprijinul public pentru eforturile prințului moștenitor Mohammed bin Salman de restructurare a economiei, scriu colegii de la Digi24. Asta e, mă, dacă ai, vezi, prinț moștenitor, da. Regim de ăsta absolutist, dacă era democrație, nu s-ar fi gândit nicio clipă să taie pensionarea la 45. Absolut. Ar fi spus despre asta și ar fi făcut niște declarații. Da. Și gata, adică s-a terminat. Oficialii saudiți au avertizat că actualul sistem de pensii saudit, nu ziceau de-al nostru, nu e sustenabil. Asta este de altfel o problemă răspândită la nivel mondial, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, și în România desigur este această problemă, dar asta nu interesează pe nimeni aici. Noi trăim prezentul. Da. Prin construcție. Fiecare zi o viață întreagă. Da. Adică da. Ce treaba mea că nu-ți mai fie bani de pensie peste 15 ani? Dacă nu m-aș pensiona mâine. Dacă vorbești... tu arăți deja pensionar. Adică ești pregătit. Cum se întâmplă pe la stat? Să fii pensionar și vinzi, continui serviciu. Nu te oprește nimeni. Nu la toată lumea la stat. Dar tu ai o pensie acolo. Să iei niște bani. Da. Să iei niște bani și să știi că n-ai presiune. Dar ați văzut că s-a trecut legislația asta în România să nu mai poți să cumulezi pensia cu salariul de la stat. Asta e de... Asta a lovit pe multă lume, dar nu pe parlamentari. La parlamentari nu se pune. A merge în continuare? Da, la parlamentar, dacă ești pensionar și parlamentar, ei și una și alta acolo. Nu se aplică la ei. E, dar nu poți să descurajezi pensionarii să candideze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.